Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Întodi. Noi suntem, ca de obicei, Întodi, psica neau de vorbind, așa că vrea să contribuie și ea. Astăzi o să discutăm despre următoarele patru capitole din cartea Mașinăria Libertății, scrisă de David Friedman. Capitolele numindu-se, primul dintre ele, predicția redusă la pură speculație, de ce anarhie, revoluția este scopul, și economia furtului sau inexistența clasei conducătoare, stăpânitoare. Mm-hmm. Da. Înainte de a intra în discuție, o să vă rog jos, există un buton de like, dacă îl apăsați acum avem informații că YouTube o să fie foarte prietenos cu episodul ăsta. Și de asemenea jos aveți un buton de subscribe dacă vreți să mai auziți de noi, de asemenea un clopoțel care să vă aducă aminte când mai postăm vreun video. Tot așa e pe surse, nu avem nicio garanție că se și duc notificările respective. De asemenea jos în descriere, dacă vă uitați în live o să vedeți o serie de întrebări, dacă vă uitați după live o să vedeți și niște timestamp-uri, dacă vă interesează doar anumite întrebări puteți să le găsiți jos. Și tot acolo o să găsiți și niște link-uri către anumite site-uri dacă aveți dare de mână să susțineți financiar acest proiect. Eu pe unde mai suntem? Da, da. Pe Telegram, pe MeWe, bine, MeWe e cam... La cafenea? Doar pe Facebook nu suntem, dar mai suntem și acolo, mai, da, mai dai da, tu da. Vali, nu? Acolo ne mai pune câte... pe cineva impresionat. Iau și mecanismul ăsta cretin, e suficient să te raporteze o persoană non-inteligentă, să zicem, și gata, out. Da. În primul capitol din această serie de capitole pe care o discutăm astăzi, Friedman revine asupra ultimului său capitol și vrea să spună că, dom'le, ceea ce și-a imaginat el că va funcționa într-o societate anarhocapitalistă, agenții private de protecție, tribunale private și așa mai departe, nu este singurul scenariu posibil. Putem să avem o majoritate în anumite zone care să impună legi non-libertariene în scenariul acesta anarhocapitalist, pentru că inclusiv generarea de legi se face în mod privat, voluntar, și atunci putem avea și lucruri care nu se țin de o teorie care discutăm noi aici. Da, și practic ar fi o minoritate copleșită. Iliberale. De... Iliberale. Da, iliberale. Cel mai plauzibil scenariu... Mă gândesc... Să apară UE, știi, într-o societate anarhocapitalistă. Mă gândesc la societatea americană în care avem, după ultimele sondaje, criminalizarea avortului 50-50. Deci poți să ai anumite zone din America care să fie pro, contra și atunci e clar că societatea libertariană nu reiese dacă ar fi pur voluntară. Oricum, societatea libertariană e făcută, ca orice societate, e făcută din indivizi. Dacă indivizii sunt libertarieni, o să ai o societate libertariană. Dacă indivizii au alunecări așa, o să ai o societate cu alunecări. Aproape. O să semene a libertarieni, dar... Ceea ce zice el aici, că are un optimism reținut, gardid, optimism. Mm-hmm. Da. Circumspectat. susținând că, domne, o să tindă spre libertarianism datorită faptului că orice altceva generează, are costuri. Și atunci, ca să-ți impui voința asupra unor părți străine ție, nu-mi place că
peste două străzi, unul consumă droguri sau face nu știu ce, ca să plătești pe cineva să-ți impună ție această obsesie, te costă. Argumentul meu de data trecută a fost că plătești mai mult la stat, știi? Alea fiind mai eficiente agențiile. Da, 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 tot e un răspuns. Răspunsul vostru a fost da, dar nu le vezi, că statul ți le maschează. Deci ideea, oricum, dacă lumea le conștientizează, plătești mai puțin. Da, da, da. Deci preferințele agresive le impui mai ușor în libertarian. Da. E mai ușor, dar tot e un cost față de zero. Le impui să cu costuri mai și mici, cu riscuri mai. Dar ținând cont de faptul că ele sunt impuse deja astăzi, s-ar putea să nu fie mai ușor să le menții. Pentru că tocmai asta e ideea, că tu nu vezi costurile, deci chiar dacă ți se pare că le simți, nu le simți. E altfel când plătești din buzunarul tău, din portofelul tău. Dar le plătești. Păi da, dar costurile astăzi, statul, chiar dacă le crește, le socializează, plătește toată lumea, nu doar ce vrei tu. Că e posibil ca cei care vor să plătească mai puțin astăzi. Tocmai pentru că costurile sunt dispersate și cu ăia care nu vor, care nu le-ar vrea. E conservatorii care vor să... plătești pentru... Imaginează-ți așa că statul îți crește costurile de două ori, dar ăia care vor sunt de trei ori mai puțin. Da. Adică ia bani și de la victime. Da. Da, da, da. Un conservator finanțează acțiuni afirmative și nu știu. Fără să vrea, da. Și în anarhocapitalism n-ai mai avut. O să fii singur care suportă costurile dacă chiar așa îți dorești. Bine, celălalt exemplu pe care se bazează el și de ce e înclin să îi dau dreptate că are totuși un argument mult mai bun aici, adică ăsta, argumentul cu costurile, e mult mai bun decât ai zice la o primă idee, că nu e doar un argument economic. Bine, de fapt e un argument economic, da. E un argument uman. Nu e atât de ușor de dat la o parte. E un argument din categoria aia, apa curge la vale. Adică tu... omul, vorbind, da, are ca sistem preferat cu ăsta și de altfel la aproape orice din evoluție, da? Least effort, most reward. Da? Cu cât mai puține costuri, cu atât cât mai multe beneficii. Ăsta e argumentul, așa s-a dezvoltat specia noastră, așa se va dezvolta și în continuare, nu o să dezvolte altfel. Ăia care plătesc, care ar ajunge să mobilizeze bani pentru răspândirea preferințelor lor, o fac ca să își... pentru că pentru ei ar reprezenta un cost mai mic, adică vreau să spun că ar face-o, pentru că pentru ei ar reprezenta un cost mai mic să vadă lumea arzând. Nu, invers. Un cost mai mare să vadă lumea arzând. Să o lase pierzanie. Dar așa cum... zice și teoria bunurilor pur și toate astea au o limită. O să susții sistemul sau poate să plătească numai doi oameni. Și legat de asta, să zicem că ai servicii de crearea unor legi, dar și celelalte bunuri. Friedman, în capitolul ăsta, spune că se pot produce în trei moduri, cum le vede el. Corporații, asociații voluntare între membrii familiei sau unor comunități. Comune. Comune, da. Comune. Sunt cooperative. Comune necomuniste, să zicem. Da, cooperative voluntare. Sau în mod agoric, de tip fiecare să fie propriu sau angajat, un fel de freelancer care să-și vândă serviciile și produsele. În realitate, în afară de impunerile de la stat, fiecare e întreprinzătorul vieții lui. Da? El alege să mă angajez, să nu mă angajez, să mă căsătoresc, să nu mă căsătoresc, să mănânc pâine, să nu mănânc pâine, etc. Da. Fiecare, de fapt, e propriul lui. Doar el, că de la nivelul ăsta... El ar zice că ăsta e doar cazul agorist. Deși și eu tind să simpatizez cu ce zicea Vali, că șacule ești antreprenor și când vizi forța de muncă. Păi da, acolo ești freelancer. Chiar dacă lucrezi la Lidl, ești freelancer. Dar și Lidl lucrează pentru clienți. Lidl e de capul lui? Nu, lucrează pentru clienți. Păi lucrează și pentru
nu știu ce interese mari ascunse, să zicem că a fac ei lobby la Deep State. Nu, și, ok, obiecția lui Friedman toate aici cred că e legată de faptul că există o ierarhie în cadrul companiei Lidl, okay. Și există autoritatea unor persoane care sunt în postul de conducere, mm-hmm, față de oameni de un strat mai... Bine, dar și sistemul agoric. Nu era. Acolo, acolo el se pare că... Da, dar tot naște ierarhie, adică unul... Da, între ei, între IT-ști. Da, dar zici că relația nu e ca și cu o firmă, nu? Ok. Acolo ai trei șefi. Acolo ai trei șefi. Bine, dar și la o firmă tu poți să, dacă ești într-o lume liberă, tu zici plec, pleci. Și în lumea agoristă ce faci? Nu mai lucrezi. Da, dar n-ai ierarhie. Da, pa. Și ierarhie ce faceți? Ba, ea zice că ai ierarhie și numai. Unele lucruri nu se pot face fără coordonare ierarhică. Între ierarhică mulți, sau centralizată, mă rog, fără da, să... Care e un mecanism de... Fără de, să folosim sensul rău al cuvântului centralizat. Da, e un mecanism de eficiență, da, nu e cum, de cum, putere. Cum apare ierarhia? De motive de eficiență, unde apar nu de putere. Șefii? Unde apar șefii? Nu sunt șefi. Păi nu, ierarhie în sens... Sunt coordonatori. Nu sunt șef, per se. Aia nu mai e ierarhie. Bine, știi. A, tu zici că era... Păi asta e problema lui. A, aici okay, o sensibilitate de asta de a hipiotă de anii. De puțin se pare că puterii, se da, vede că Friedman a... Așa, așa mi se pare și mie, da. Rothbard ar zice că astea sunt niște prostii și că ierarhia e un fel de neagresivă sau autoritatea e ca autoritatea unui specialist, autoritate epistemică, nu autoritate în sens, da, politic de coerciție, de agresiune. Nu e autoritate, nu știu, un chirurg bun, știa unui filosof. Da, bun. Da, ea poate să fie, uite, de exemplu, tu ești chirurgul, da, sunt anumite operații, dar care e nevoie și de doi chirurgi, a unui prima mână, unui a doua mână. Mm-hmm. Ok, ăla care e a doua mână în timpul operației, el trebuie să facă tot ce îi spune prima mână. Mm-hmm. Chiar dacă ei sunt chirurgi, chiar dacă sunt individuali, chiar dacă sunt, nu știu ce, în clipa aia, în ăla e colectiv. Ăla e cazul 2, e colectiv? Sau nu e? Nu e, ei poate să fie doctor individual, nu contează. Dar chirurgul 2 e, e freelancer sau e păi corporatist? Asta spun, că există acolo o ierarhie fix, pe loc, dictată de nevoile situației. Situație. Uh-huh. Poate să existe. Știi? Nu poți să scapi de ierarhie câteodată. Păi da, dar el ți-a zis că uite, eu am lucrat, de exemplu, în tot felul de companii, da, freelancer. Aveam șef. Freelancer și el. Dar aveam șef. Cred că ți-ar zice că ăla nu e freelancer, nu? Ba da, eram cât se poate freelancer. Lucram pe contract, compania mea, nu freelancer, compania lui. Nu poate fi apărată poziția lui. Bine, nici el nu detaliază ca să ai... Nu, da, el nu știu unde este detaliată problema asta cu agoriștii și cu freelancerii. În răspunsul lui Rothbard către Konkin, la noul manifest libertarian. Când, spune, noi avem un pod de făcut sau... Uh-huh. Lucrurile astea nu prea se pot face decât... Sau un baraj. Sau un baraj. Când cineva spune, dom'le, mâine... Când toarnă la ciment, tu trebuie să vii cu niște fier, tu trebuie să vii cu nu știu ce, trebuie să-i coordonezi un pic să se... Da, răspunsul lui Konkin e că nu, tot nu stai încorporat, ești folosit mexicane, asta nu e economie informală, deci tot eu. El zice, asta agora e mult mai mare decât credem. Că obiecția lui Rothbard era, mă, bine, aici nici nu am mai vrut de asta, n-a fost atât de profetic, n-a prevăzut... IT-știi sau sectorul ăsta serviciilor că va exploda. Și Rothbard zicea, păi cum te duci tu la o fabrică unde trebuie să muncești de la 9 la 5? Cum o faci agorist? Nu e relevant modelul agorist pentru... Auzi, da, povestea aia veche cu... Cine a scris-o? Reed, parcă. Eu creionul. Da? Toată înlănțuirea de producători și furnizori de servicii care... de care sunt necesare într-o economie ca să-ți facă un amărât de creion. Alea sunt coordonate de piață. Da. Nu sunt coordonate ierarhic. Ala e agorism? Este, da, pentru că acolo sunt... Dacă apar trei fapte, sunt în, sunt în timp diferit. Adică, ok, am lemne, unii stau cu lemnele în depozit și când am nevoie de lemn pentru creionul meu, mă duc și îl iau, știi? Pe când faci un pod și trebuie toți... într-o zi să vină toți acolo. Păi și coordonezi cu niște contracte.
Da, da, e cordonare. În algoritm ai contracte? Ideea este că trebuie să vină... Pleacă din China și ajunge la Cărturești. Tot sunt firme. Deci coordonarea asta e un mister al ierarhiei sau ce se întâmplă și în algoritm? În algoritm ce se întâmplă? Care e exemplul? Trebuie să ai autonomie. Vin oamenii, vin oamenii și fac o piață ad hoc. Un târg. Da? Când am eu chef, deci când muncesc, când am chef, ceva de genul ăsta. Da, foarte să fie. Bine. Și ăia o să aibă chef să vină când zici. Vin și clienții. E posibil să fie da, invers. Să coordoneze freelancerul să muncească. Cel puțin la stat, ăla a angajatul normal e mai agorist și freelancerul e mai muncește. Păi de obicei, da. I s-ar capace, știi? Bine, el e destul de... Credeai că ești liber maker? El e destul de vag în capitolul ăsta, de asta și mie mi s-a părut, de exemplu, capitolul în sine că ar avea o problemă cu corporatismul, nu cu altceva. Da. Oricum el nu cu partea de ierarhie, ci cu partea cu care o au unii libertarieni care consideră corporația o invenție a statului, trebuie să spunem și pe asta. Dacă că actul de încorporare a fost făcut, mi se pare, de Corporation Act, a fost o chestie, o lege trecută de guvernul britanic, care a fost menită să separe responsabilitatea între entitatea juridică inventată acum numită corporație și patronul corporației respective. Adică dacă ai o problemă cu o acțiune care e făcută de corporație, tu trebuie să te duci să-ți îndrepți plângerea împotriva corporației, să urmărești activele. Dacă vrei de recuperat ceva, trebuie să urmărești activele corporației, nu activele administratorului sau patronului sau chestii de genul ăsta. Și unii libertarieni zic că asta reprezintă o rupere artificială a lanțului responsabilității. Mai ales fiindcă provine de la o lege a statului. Și un client să... Încolo. Deci după cine te duci? După firmă? Adică nu te duci? Te duci după activele firmei. Și dacă firma are active de 200 de lei... Păi și dacă a greșit directorul, de ce să nu te duci peste aia? Păi că aia e problemă internă a firmei. Păi și nu pot reglementa între ei, nu pot, mă rog, reglementa. Nu, că tu ai... Convenii... Atunci asta s-a convenit, că să fie limitată răspunderea. Da. De asta este SRL. De asta apar, de exemplu, scuze, două secunde. De asta au apărut acum în domeniul ăsta de freelancing, de exemplu, că freelancerul poate să fie, sau în general este un SRL, trebuie să ai asigurare de malpraxis și în orice domeniu te-a pus să faci freelancing, adică nu e doar la medicină. Te plătești, nu știu ce, și aia te asigură în cutare de și când semnezi contractul cu cineva, ia-ți cer, păi vreau să văd și eu că ai de-asta, ca să știu cât poți să-și cer, să ducă la... peste, ca să fie peste capitalul social. Da. Eu cred că într-o lume liberă s-ar alege lucrurile astea. Da, probabil. Oamenii ar zice, nu vreau să mai lucrez cu o corporație, că ăștia dau din numeri și mă trimit la juridic și ăia n-au nicio responsabilitate că-s doar niște birocrații acolo. Mai bine lucrez eu cu oameni care chiar au asigurare. Au firme care nu se comportă așa și scriu un contract că da, e responsabil chiar și... Păi uite, dacă ne uităm la... Un om la lumea reală. Vorbesc. Dacă ne uităm la lumea reală, ce s-a selectat? Comunele, clar, nu s-au selectat. Rămân freelancing-ul și corporația. Mai degrabă corporația s-a selectat. Nu? Dacă ne uităm pe... În apărarea algoritmului și a freelancingului, nici nu e, cum să spun, corporația are ajutorul ăsta. Toate legile statului sunt scrise în favoarea ei, nu? Da, e și asta. Ea le scrie. Da. Și asta, da. Bine, mă gândesc dacă mi se să răspune că tu ești supus suveranității consumatorului în toate trei formele, știi? Ești. Și că aia e autoritatea, da, știi? Da, da, da. Păi, da, suveranitatea consumatorului e câteodată deranjată de normele și legile date de stat. Asta e. Și asta nu știi cât de mare haos poate să creeze, știi? Nici nu ne dă un criteriu aici. De ce deci toate trei sunt legitime. Că inclusiv CAP-urile alea capitaliste sunt voluntare. Cum le triezi? Care e criteriul de
De ce îți plac? Ai zis că îi place algoritmul. De ce îți place algoritmul? De ce nu-ți place corporația? Sau comunele, nu știu, ai fraternitate, ai... Da, poate argumentul lui ar fi că... E gustul. Simte că sunt oamenii mai liberi. Păi nu, el e utilitarist. Trebuie să fie, da, un argument de... Utilitatea a unei majorități? Sau hai să zicem, și nu, cu libertatea. Nu cred că e un argument, pentru că tocmai asta e, spune că... Nu cred că e la nivelul argumentului. E așa, e mai pe sufletul lui. Probabil, cum ai zis și asta tu, întrebam. Ce anume din suflet? Ce vreau să spun e că preferința lui pentru utilitate, pentru algoritm, e cum ar fi preferința uneia pentru culoarea roșu. Deci nu... El la nivel estetic, da. Nu e la nivel... cum să spun, doctrinar sau ceva ce poate fi argumentat, pentru că asta spune și el aici, că ar fi prostesc să prezici care dintre astea va fi, pentru că nu ai niciun fel de informație să spui care dintre ele va câștiga într-o lume pur libertariană, pur guvernată de piață. Eu știu cine ar câștiga într-o lume pur libertariană. Individul. Da. Nu, dar serios. Deci într-o lume liberă, cine are de câștigat? Păi fiecare. Câștigă și comuna, dacă crezi comunele alea. Nu, adică numai... comuniștii, da, visul, da, cu ochii. Într-o lume în care oamenii înțeleg că se susțin prin, respectându-i pe ceilalți, deci nu trebuie să se susțină ca acum, hai, ridicați toți greutatea asta în același timp, ci doar respectându-i pe ceilalți, o să aibă piață și proprietăți și bunăstare și lucrurile astea, cine o să câștige? Toți, nu o să mai ai cu adevărat presiunea asta ancestrală până la urmă, că poate mai evoluăm și noi, da? Nu mai ai presiunea asta în care trebuie să mă lipesc și eu lângă acest boss, da? Mă lipesc lângă o corporație, mă lipesc lângă această instituție unde nu o să mai fiu dat afară, lângă această mafie unde suntem ca o familie, etc. Uite, apropo de argument estetic, el zice că ai... că nu-i place ierarhia. Păi comunele nu sunt ierarhice, de ce nu alege... Tot nici, da, nici asta nu-i place. Cred că... Asta a fost în capitolul trecut, cred, sau am uitat de ce... Cred că comunele sunt și mai ineficiente economic. Ineficiența lor ipilează mai mult decât ierarhia. Și diferența ar fi de Mars, că Mars nu dă detalii. Asta toată lumea să accepte chestia asta. Mm-hmm. El îți dă o diagnoză a capitalismului, uite, mă rog, diagnoză. Diagnoză presupune că înțelegi și niște legături cauzale. Hai să zicem că surprinde niște... Că există sărăcie, că nu știu, asta nu e chiar diagnoză, știi? Starea de fapt, dacă vrei, știi? Observăm. Diagnoza e puțin, merge mai mult în... Și ce zice lumea? Mars nu dă detalii, știi? Iar atât de optimist, știi, că e suficient să colectivizezi ca să explodeze productivitatea, încât nu dă detalii. Și el zice, uite, eu să merg puțin în plus... Vor fi chestii de genul ăsta. Asta trei. Eu cred că nici nu... Cred că lumea de multe ori nici nu-și pune problema. Nu știu dacă e o modă, poate, sau un curent așa cultural. Deci dacă pui mai mare preț pe bani, o să fii utilitarist. O să vrei eficiențe de tipul ăsta. Dacă pui mai mare preț pe libertate, libertatea costă. Păi și nu e așa de eficient. Ok, dar ești mai liber. Depinde care sunt preferințele. Așa, asta e o chestie, uite. Adică lene. Știu că a zis, da, Vali, dacă tu preferi, zici, nu, hai să ignorăm libertatea în cutare context, înseamnă că e altceva pe care îl prefer mai mult. Da. Decât libertate. Uite, dacă zici, nu vreau să se facă imediat abolirea sclaviei, că, nu știu, îți creează instabilitate, înseamnă că tu ai o altă valoare mai importantă. Stabilitatea, de exemplu. Vreau să fie stabilitate. Sau există riscul să moară sclavii. Dacă, deși, mă rog, mi se pare o prostie asta. E timp să cred că istoric atunci au și interzis să-i să intre în schimburi voluntare. Știi? Pentru că nu are logică, știi? Sclavul, așa cum avea ce să mănânce când era forțat, probabil că avea ce să mănânce și dacă s-a angajat pe salariu zero, știi, deci nu... Adică exista mâncare suficient. Da și nu, uite... Bine, putea să zici că faptul că avea ce să mănânce era un fel de, o formă de plată oarecare.
Și salariul nu, zero, ideea ar mânca cu o plată, dar în da, merinde, pentru mâncare. Mă rog, ideea la care, uite, chiar dacă unii au spus că asta e non... unul dintre efectele perverse ale războiului civil a fost că grupuri întregi de sclavi, în partea inițială a războiului, atunci când nordiștii au pierdeau, da? Grupuri inițiale, deci după proclamația, așa, grupuri de sclavi mergeau în spatele caravanei armatelor din nord. Acum nici armatele astea nu erau, deci percepția să nu ai senzația că, domne, ăia din nord toți erau pentru abolirea sclaviei și voreau egalitate între popoare și frăție și whatever. Nu, și pentru ăia, negri erau tot negri, la fel cum îi se pare, adică... Cetățeni de rang inferior. De rang, așa, exact. Și s-a întâmplat o chestie, acum scapă numele armatei și am văzut doar cu coada ochiului un documentar pe tema asta. Dar s-a întâmplat, ăștia retrăgându-se cu sclavii după ei, la un moment dat au trecut un râu. Erau, deci ăștia erau, ei se retrăgeau, erau sclavii care fugeau în urma coloanei respective și era și armata care îi fugărea, armata sudică care îi fugărea, că de asta se retrăgeau ăștia. Ei, și la un moment dat au trecut râul soldații cu pontoane improvizate, cu chestii de astea, dar au trecut râul. Când se treacă sclavii, au tras pontoanele, i-au lăsat partea alta râului. Și sclavii de frică că veneau sudiștii să ia înapoi, cu copii, purcel, cu tot ce era, s-au aruncat în râu, au murit peste 90% dintre ei. Because they can swim? Păi, that's racist! I know. Deci chiar ca efect pervers au și murit sclavi. Da, o să apară și mai încolo când zice Friedman că preferă, dacă nu avem altă opțiune să ne apărăm de ruși decât cu erciția, prefer erciție. Și asta înseamnă că tu ai altă valoare mai importantă decât libertate. Siguranță. Da. Da. E mai importantă decât... Apropo de bunurile publice, în al doilea capitol pe care îl discutăm astăzi, Friedman reia apărarea națională și spune, dom'le, hai să extindem puțin ceea ce am concedat în capitolul anterior. Dar nu a concedat, extindem... ce zici că acum? N-a concedat nimic. I-a spus că nu își imaginează... ți-a dat trei soluții pentru care crede că poți avea... La apărare națională privată? Da. Trei argumente. Eu am perceput cu bani din... jos. Nu, a fost o discuție de analiza unor dificultăți și tensiuni și nu știu, dar poziția lui că se poate, știi? Păi și aici, în De ce anarhie, de exemplu, în capitolul curent, spune în discuție mai despre bunul public al apărării naționale, mai puțin, dar... accept argumentele aduse că nu se poate, instituțiile voluntare nu care pot... putea exista nu, circunstanțe în care... condițiile în care, chiar dacă am accepta, uite, există totuși niște argumente anti, știi? E doar o scanare a... Chiar dacă. Hai să zicem că nu se produce atât de mult, să zicem, privat. Da. Tot există niște probleme pentru care cred că e mai bun anarhocapitalism. Și zice alea două care sunt cam rotbartiene, argumentele. Zile. Mm-hmm. Și el vrea să zică după aia că, dom'le, chiar dacă în la apărarea națională care, să zicem, orice guvern care a, se referea la niște prieteni ai lui care doreau un guvern minim limitat, zice, dom'le, uite-te la guvernul nostru american, minim limitat și așa mai departe care a fost, de la 1789 sau când a fost, iar nu i-a luat mai mult de 150 de ani și să declare prin Curtea Supremă că faptul că îți crești cu propriul porumb orice nouă gospodărie a ajuns să fie o problemă de comerț interstatal
și trebuie reglementat de către Congresul American. De aici l-au cu mare exemplu. La comerț interstatal, care e suficient ca să... Da. Și... Dar revenind la problema apărării naționale și existând-o în celelalte domenii ale educației sau sănătății, cât, să zicem, cât... Când este suficient de bun, să zicem, educația furnizată de către serviciul de educație publică furnizat de către stat. La fel, să facem un calcul și la apărare, și la sănătate, și la ce mai avem noi publice în România. Drumuri. Da, când sunt suficient de bune. Când să de... Cine hotărăște, da, când se declară că... Tot el, tot statul trebuie să-și măsoare propria... Da. Propriul serviciu pe care îl oferă cetățenilor. Da, asta, anul ăsta o să facem X. Din păcate nu ne-a reușit X. Ne-a reușit X minus X. Minus Y. Nu să zicem că n-am făcut nimic. Okay. Ăștia încep să conceadă că educația n-ar fi bun public, dar te gândești că poți da o interpretare. Știi că dacă înveți știință și nu știu ce, te duce și către alții, către neplătitori. La educație. De fapt, la orice. Asta e problema, asta cu bunurile zice și publice. El. Asta zice și el. Și l-a făcut de ciorapi. Toate sunt bunuri. Un pic bunuri publice. Da, în sens că au efecte unde nu poți. Poți anumi și ciorapi. Știi? Îi vede lumea, știi? Se bucură de acei ciorapi. Dar nu poți să le ceri bani, știi? Nu poți exclude neplătitori. Și revenind la discuția pe care am avut-o data trecută. Poți să cumperi apărare împotriva unui dușman extern sau poți să îți cumperi o armată și să speri că armata este suficientă împotriva acelui dușman extern. De la caz la caz. Depinde cum privești lucrurile. Depinde. Da, depinde cum privești lucrurile. Poți să-ți cumperi o armată, da? Dar îți cumpăra o armată este că îți cumperi un bun, da? Sau îți cumperi apărare, îți cumperi un serviciu. Tu când îți cumperi, e nivelul de abstractizare la care primești. Tu când te duci la magazin să-ți cumperi pâine, da? Sau ce-ți cumperi, de fapt nu-ți cumperi pâine, îți cumperi ostoirea foamei. Da? Dacă pâinea aia de la magazin e foarte ieftină, dar e atât de tare că nu poți să o mănânci, da? Tu s-ar putea să poți să cumperi toată pâinea magazinului, că tot nu-ți ostoiești foamea. Scopul uman, dacă stai să te gândești, scopul uman nu este... vreau să am un bun ca să-l am în posesie. Da? Asta e nevoia de a poseda ceva. Ok, există și ea, dar e foarte limitată. De acord, da? Cu tine. Uman este, eu am niște scopuri care sunt de fapt niște nevoi pe care vreau să mi le satisfac. Ok. Da? Și atunci, ceea ce poți să cumperi și ceea ce poți să îți asiguri tu ca consumator, ca client, este o armată, o pâine. Faptul că ea nu-ți va, zicem, ostoi foamea sau nu te va apăra împotriva unui dușman extern, așa, e doar o consecință a bunului pe care l-ai cumpărat. Celelalte nu se pot acorda. Nu are legătură, pentru că tu lucrezi cu două sisteme comparative exclusiviste. Da. Uite, ca să dau un exemplu de pe piață și felul în care o vizualizează lumea, există niște... Există mai mulți producători de unelte de power tools, de unelte de folosit în construcție. Uh-huh. Da, de astea pe care le bagi în priză, fac găuri, uh-huh, înșurubează, fac tot felul de chestii. Da? Și ai Bosch, de exemplu, care vinde unelte de genul ăsta. Uh-huh. Da? Și mai ai Hilti, uh-huh, o altă firmă, da? Care ei vindeau și ei unelte. La un moment dat au descoperit că le cam scade modelul. Le cam scade modelul, le cam scade piața, nu vor să facă rabat de calitate, vindeau unelte chestii premium și și-au schimbat modelul de business. Și în loc să vândă unelte, ei au spus, nu, noi nu vindem unelte, că nevoia clienților noștri nu sunt uneltele. Nevoia clienților noștri sunt să dea găuri la timp. Așa. Da? Și au schimbat tot ideea asta într-o idee de fleet management. Ele pun la dispoziție și fac contract cu firme de care, uh-huh, fac lucrări, șantiere și, uh-huh, chestii, da?
Și ei fac contract cu firmele alea și le pun la dispoziție absolut toate uneltele de care le au nevoie. Ei se ocupă de partea de tracking, de partea de servicing, de partea de nu știu. Schimba complet modelul. Nici nu mai concurează cu Bosch-ul. Pe de altă parte, clienții finali nu se mai duc la Bosch să-și cumpere unelte mai ieftine. Pentru că ei rezolvă problemă, le-au rezolvat o grămadă de alte probleme. No. Ok, și le-am apărat. Și rămân pe deșa. Pe approach-ul de client. De fapt, ce vrea clientul? Vrea să-și facă treaba la timp. Da, și ala apărat. Dacă nu cumpere o armată și cumpere apărare, s-ar putea ca apărarea să fie făcută de furnizorul de apărare altfel. În cazul ăsta nu-ți cumperi, comparând cu sculele, nu-ți cumperi produs, uite, de exemplu, primești, nu știu ce, OZN-uri, ceva se întâmplă, trimite niște doamne interesante. O metodă de a te apăra, de exemplu, istoric vorbind, de un asupritor, era să și acea metodă de a-i plăti tribut. Poți să și plătești, însă să nu te invadeze direct. Păi poți, și aia nu mai e nevoie nici de niciun fel de armată între timp. Da. Depinde cât da. Te gândești că, nu știu, probabilistic armata ți-a mai puțin totul. Da, depinde. Depinde. Și asta e. Dar intră și asta în calcul. Că, uite, asta nu... Vom vedere ăștia cu bunurile publice. Dom'le, trebuie să făcut podul la orice preț. Nu cu orice preț. Nu, dacă ai o coșmelie de 2000 de euro, nu dai 1 miliard de euro. Nu, dar asta spune și, asta spune și Friedman, că bunurile publice nu pot fi făcute cu orice preț. Există o limită sub care nu mai pot fi făcute. Da. El o zice asta, dar dacă te uiți la teoreticienii publice, păi, nu, domne, păi, trebuie făcut. Păi, teoreticienii spun nu. Păi da, dar teoreticienii pleacă de la premisa că piața se înșală și știm noi mai bine. Bine. Există deficit de cerere. Problema nu e că, și aici cred că și, poate fi și o slăbiciune a conceptului de preferință demonstrată. În sensul că ăla care nu vrea să plătească, el vrea apărare. Da. Înțelegi? El votează strategic, știi? Da. Votează strategic. El vrea apărare, dar la preț zero. Da. Problema cu prețul zero e că... Că la un moment dat, dacă prețul e zero, bunul nu se mai produce. Nu se produce. E ca... Era chestia lui Divertis cu... Venea mirosul de la vecini, aveau pungi cu mirosuri. La fel și aici, dacă nu-ți cumpăr mâncare, că o să vină de la vecini. Ok, dar mori, că nu ajunge. E o stoire a preferinței, dar e parțială, știi? Mor de foame. Uite de ce mi se pare că contează ideologia. Pentru că dacă vrei un serviciu, el o să poți să-l cumperi într-o lume liberă, pe când în celelalte școli de gândire trebuie să speri. O să poți să-l cumperi dacă se generează destule cerere. Că zici că e genul ăla de... Ai permisiune să-l cumperi. Dar ai, da. Așa da, cum da, ai permisiunea la portocale. Dar să zicem, dar poți să spui că ai dreptul negativ să-l cumperi. Da, dacă vrei, da, neapărat, ai dreptul. Da, uite, dar nu e o garanție că el va exista. Dacă ai o persoană care e atacată de niște animale sălbatice pe câmp, așa, poate lângă un oraș, dacă ar fi avut arme de foc, poate că nu s-ar fi ajuns la povestea asta, poate nici n-ar fi auzit că s-a întâmplat așa ceva. Nu, că am înțeles că e genul care nu care cu arme de foc. Chiar dacă ar fi avut voie să le care, am înțeles că era din genul ăla care nu le da, nu le-ar fi cărat da, numai că genul ăsta ca de să, oameni ca să nu mai vorbim de fapt că la ora actuală nu știm dacă aia n-a fost de fapt o răfuială sau altceva. Nu. Și toată povestea asta cu animalele sălbatice e încă extraordinar de suspectă la ora la care discutăm noi. Da, e adevărat. Deci cum ajungem noi la societatea anarhocapitalistă? Prin revoluție sau până la revoluție mai sunt argument. Două chestii interesante aici. Zi tu pe ăla și hai la... zi. Nu, zi tu pe ăla și asta cu... Hai, în capitolul ăsta erau două argumente. Ăla că se întinde statul. El zice, da, hai să zicem că aș concede că produce mai mult... Așa, dar problema e că se întinde. Se întinde și e mai rău, știi? Se produce mai multă agresiune decât mai multă apărare, știi?
Asta e un argument. Eu am mai răspuns în alte emisiuni la asta, că dacă lumea e liberală, știți, cred că e corect argumentul. Îl ții. Îl ții acolo. Deci da. Dacă toată lumea e liberală clasică, nu ai răzut. Dar na, tot va exista tendința. Așa. Bine, el numește chestia asta e logica internă a guvernului. Da, e plauzibil. Care spune că logica internă a guvernului este guvernul vrea să crească. Acum, el, tu îl ții pe loc, așa cum spui tu, dacă îi opui o contraforță puternică din altă parte. Da. De dacă contraforța asta nu există, el o să crească. Da. O să crească. Da. Nu, și chiar dacă există, zice că e un cost să tu ții guvernul ăsta care vrea să expandeze, un cost pentru societatea de liberal clasici care îl înconjoară. Da, adică ai cerere. Dacă ai o gazetă și lumea e liberală, o să cumpere chiar liberale, știi? Tu ești liberal și e un echip unde ăsta cel virtuos. Ce încearcă Gabi să spune este că trebuie să lupți și împotriva, cum îi spune asta, entropiei sociale. Uh-huh. Adică, da, să mă ia razna. Deci tu ai o societate care ar putea să fie lucrativă și zici, hai să facem o prostie, după aia trebuie să mai consumi cel puțin încă pe atât energie ca să controlezi prostia aia și dintr-o dată ai niște resurse care stau acolo, una împotriva celelalte, când ai putea să vezi de treabă. S-ar putea să existe o tensiune între ce spune aici tendința naturală de a se întinde și poziția din capitolul, de peste două capitole, unde zice că, nu, din ăsta al doilea, al patrulea, nu, unde zice că teoretic și ăia realizează că e mai bine. Da, numai că felul în care le măriți pe amândouă, uite, exact la asta mă gândeam și eu, dar felul în care le măriți pe amândouă este ăsta, că poziția din capitolul ăsta, el doar explică mecanismele interne ale guvernului, logica internă a aparatului birocratic. În capitolul următor, el o mărită și cu cererea publicului. Deci nu e numai guvern acolo. Da. Nu, este, nu, el și, are în vedere... este și stăpâniți și stăpâniți și stăpânitori. El se referă și la astora a... ce ăștia realizează că e mai bine și pentru ei dacă trecem la o lume mai liberă. Așa cum nomenclatura realizează că dacă trecem în capitalism e mai bine, deși nu vor avea aceeași putere, argumentul de peste două capitole e ceva de genul ăsta. Și mi se pare că o tensiune între ăsta care spune că logica interne să crească să nu știu ce și argumentul ăla care îi realizează că nu e mai bine cu libertate. Da, din nou. Inclusiv birocrații. Nu presiune externă. Apare dualismul ăsta, dar chiar și tu ai spus. Eu vorbeam de guvern, birocrație, da? Și tu ai spus birocrații realizează că e în interesul lor personal. Păi da, el trebuie să spună asta. Aici trebuie să spună, da, e posibil, înțelegi, de aici să te anunțe. Să spună, împotriva acestei tendințe de expansioniste, există și argumentul care o să-l discutăm. Mm-hmm. Pentru că unele sunt nevoile sistemului și alta este nevoia oamenilor care populează sistemul. Sunt două chestii diferite care pot fi antagonice când se opun unul celălalt. Poți ajunge în punctul ăla. Dar el asta spune de fapt acolo și eu inițial când am citit capitolul am zis pe stai că se contrazice cu capitolul de două capitole în urmă. Nu se contrazice. Zic că dar nu se contrazice. Și pentru că acolo pentru că el aici vorbește de sistem în sine, da? Și absolut de niște oameni care au niște preferințe. Absolut orice sistem poți să-l analizezi și la nivel sistemic. Orice sistem are subsisteme care se ocupă cu creșterea și cu care era celălalt? Menținerea. Da, creșterea și menținerea. Da, da, ei aveau deci în capitolul ăsta îți spune, uite, au interes să crească. Ori dincolo îți spune, nu, și ei înțeleg că nu, eu mai bine și pentru ei. Păi da, dar aici el vorbește de sistem. Și dincolo vorbești de oameni din sistem, că așa aș putea să spun. În primul rând că asta e distinția ta, eu nu văd distinția asta. El ți-a fi zis. Tu ai făcut-o, aici vorbește de stat, dincolo vorbește de oamenii din interiorul statului. Frida nu face distinția între sistem și preferințele oamenilor din sistem. V-a invocat această distinție ca explicând Am evocat această distinție din cuvintele pe care le folosește. Aici zice, the logic of limited governments is to grow. Asta este propoziția. Da. There are obvious reasons for that in the nature of government and plenty of evidence. Nu vorbește de oameni, dincolo vorbește de oameni. Că sistemul e cu oameni. Eu înțeleg că sistemul ăla e cu oameni, dar eu spun ce cuvinte folosește el. Nu cred că e corectă interpretarea.
E interpretarea ad hoc care da, ți-ar. Nu, eu zic că da. Da, nu e. Și tot așa, sară peste următorul capitol. Stai că mai era unul. Ok, sta. Care era a doua? Una era că va crește ala și a doua era că... Spre deosebire de asta, el spune că instituțiile anarhiste nu pot preveni ca membrii a unei majorități destul de largi și pasionat și pasionale să-și impună prejudiciile lor. Vezi, aici vorbește numai de membri, da? Să-și impună prejudiciile lor asupra celorlalți, dar, zice el, le va face mai dificil, mai scump, mai improbabil decât sub instituțiile guvernamentale. Zice, instituțiile anarhiste nu pot garanta că protectorii nu vor deveni stăpâni, dar scad puterea pe care acești protectori o au, atât separat cât și împreună. Pentru că selectează, și aici e cred, ceea ce vrei să spui tu, selectează la vârf oameni care vor să facă profit, nu vor să stăpânească oameni. Asta e altă contradicție, mi-ai adus aminte de altă contradicție. Aici skill-urile sunt diferite, înțelegi? El zice mai încolo că sunt transferabile, știi? Da, e altă contradicție. Da, hai că mi-am adus aminte aia a doua. Aia a doua era legată, de-aia ziceam că e tot o idee rothbardiană. Strategia stângii radicale, știi, de a, cel puțin în spațiu cultural, chiar dacă strict politic a fost Fabiana, adică a mers cu pași, culturale a fost utopic, mă rog, da. un mesaj radical. Și el merge, uite, curios, pe chestia asta lui Rothbard, că un discurs radical atrage. Și că trebuie să... Asta e, nu? Asta nu știu, mereu mi-a fost mai clar dar care e, unde e adevărul aici. Pentru că e clar că există ostilitate dacă dai un mesaj radical. Dar e adevărat și chestia aia că cel puțin aia care se bagă inițial în dezvoltarea crezului minoritar sunt receptivi. Și dar nu crezi sunt că... receptivi la un mesaj radical. Deci el nu pornește un... Nu face un podcast pentru salariul minim. Dar nu dai pentru că... Costel, dar nu doar pentru că e radical. Deci eu cred că oamenii ajung să aibă niște frustrări, o masă ajung să aibă niște frustrări și atunci poate este potrivit un mesaj radical care răspunde frustrărilor lor. Dar așa, pur și simplu, că e radical, adică uite și tu, nivelul... Poate însemna că e mai... De ce nu te-ai mulțumit cu, nu știu, să vină socialismul în punț sau brecul de bună guvernare? Ideea că ea care... Nu se bagă. Deci ea care sunt sensibili la buna guvernare se duc la UE, știi? Asta deci, zic, sunt unii în timp ce ea care sunt radicali, care spun nu, sunt o prostie, regulile de bună guvernare. Mă rog, pot avea anumite chestii utile, dar nu sunt idealul. Idealul e o lume, o societate liberă. Ideea e că sunt unii care se bagă la chestiile alea, așa cum ai spus și tu, și se duc în altă parte. Nu se duc în barca asta, dar da. Motivul pentru care, două secunde, pentru care zice și îl zice și el aici că e bine să dai mesaj radical, e că unii oameni sunt sensibili la destinație. Vor să știe, bă, unde mergem. Pe când alții zic, a, e ghidul în față, ne da, ne ținem după ăla, da, ne plimbăm, uite, orașul e așa. Unde mergem? Nu știu, știe ghidul. Vedem noi, să ajungem. Ne mai povestește din când în când în cască pe lângă ce trece. Deci, care ar fi argument? Sunt mai multe tipologii de oameni. Pe unii îi atrage așa, pe unii îi atrage altfel. Și libertarienii sunt... Ce zicea și Rothbard, trebuie să facem cât un pic din toate. Dar și din asta. Propriul meu ghid. Asta sunt libertarieni. Zic că lasă că mergem unde vrem. Nu știu mai problema, asta e pozăr, pentru așa și lui Rothbard, a ierarhie între ele. Uite, așa cum face ierarhia între alea, CAP-ului, Agorin și corporații. Face ierarhie, la fel și aici. Păi nu trebuie să face ierarhie, se selectează după piață. E vorba oricum de nevoile altor oameni. Ce sunt alți oameni pregătiți să audă? Ei, tu livrezi și vezi după aia măsori succesul, retroactiv, nu înainte, că nu poți să-l planifici. Niște intuiții strategice și dinainte? Care e baza celor anticipații? Chestia asta funcționează dacă vrei să ai profit, dar... Nu, iarăși nu știi, problema e ce vrei. Vrei să te asculte lumea? Atunci da, îndreaptă-te spre poziții mainstream. Vrei să muți fereastra Overton? Sigur trebuie să vorbești radicalism. Deci contează foarte mult. Ăsta e scopul. Scopul diferă față de ce
e mai optimă, care variantă e mai optimă, diferă în funcție de scop pe care îl ai. Deci nu pot spune că influențezi mai mult dacă ești mai mainstream? Că e mai permeabil? Ne întoarcem la ce spuneai cu 2-3 episoade în urmă vis-a-vis de influencer. Păi poți influența. Păi nu știu, poți influența doar în cadrul Ferestrei Overton. Tu însuți ești influențat. În limitele influenței pe care, pe care o faci. Da, pe când dincolo, când dai în afara Ferestrei Overton, tragi pentru toată lumea. Da, dar poți zis că și influențele ăștia influențează. Uite, să luăm carantina, știi? Un om n-avea nicio opinie, s-a uitat la serii, să zicem, și a preluat cu opinia că nu știu ce are serii despre carantină. Înțelegi? Nu avea opinia și a preluat-o. Da. Aveau nici nu influențează în sensul că la nu credea în Dumnezeu. Avea sau... o plajă de opinie acceptabile pe care putea să o aprobe. Adică Sally ăla putea să zică orice din această plajă, el o prelua. Dar dacă Sally dădea din afara plajei respective, el zicea, ce nebun e ăla. Nu e posibil să fie preluat. Da. Nu, așa funcționează preluarea, asumarea asta de... Asta încercam și să zic mai devreme. Tu n-aveai încă nicio... zici că era... Oricum o ai. Există o fereastră Overton care e acceptată de toți prin chiar osmotic, chiar dacă nu se gândesc la ea. Da, deci uite, de exemplu, care e fereastra astăzi? Tu poți să zici... Să citim toți Rothbard și să fim anarcho-capitaliști, e un mesaj radical. Radical. Lumea ce ar accepta astăzi? Bună guvernanță, tralala. Deci dacă îi zici... Pentru populiști să-l atași pe Schwab, pentru buseriști să, nu știu, tăi de PSD. Să nu se mai taie plagiat. Și așa să-l citim toți pe Rothbard, nu este să fim toți anarhocapitaliști, e în afara PRS. Da. Să citim toți o carte e proximă cu așa și cărțile lui Rothbard nu au fost încă introdirigi. Nici ăsta nu e chiar din afara Ferestrei Overton, știi? Dar uite, gândește, ca să-ți dau un exemplu, e dificil pentru unii, sunt de acord. Dar ca să-ți dau un exemplu din ăsta, ceva ce vine din afara Ferestrei Overton, da? Sacrificii umane. Este. Hai să facem sacrificii umane la primul născut. E din afara Ferestrei Overton, da? La un moment dat n-a fost. Nu, dar cum dizolvi contradicția? Să spui, e clar că și influențează, știi? Înțelegi? Ăla care n-avea ideea s-a uitat dar la influența. Dar nu e o contradicție, dacă înțelegi, că sunt diferite structuri ierarhice care funcționează. Ceea ce vreau să spun. Păi e clar, tu ești la alt nivel. Ce influențează și ce nu influențează? Depinde de nivelul la care te uiți. Deci un influencer pot spune că nu prea influențează, nu? Depinde. Depinde de ceea ce spune. Depinde de... Ce zice Eugen Ionescu în Război cu toată lumea, că ăștia care sunt populari, de fapt. Da, era cam tot ideea asta. Ei sunt oglinda. Care... El nu influențează, ci oglindesc. Da, da. El nu e creator de... Influencer nu influențează la asta. Da, exact. El de fapt nu e. Nu influențează. Dar în secolul XIX... Și contradicția ar fi că influențează totuși, când ne uităm la ei și... Când ideile socialiste au apărut prima oară în forma asta marxist-comunistă utopică, mesajul era utopic. Era în fereastra Overton sau nu era? Eu zic că erau radicale. Eu cred că nevoia. Erau radicale și au tras... Argumente și pro și contra, știi? Eu a zice că erau. Adică lumea se speria de ele? A zice că și azi comuniștii sunt... Aveau o afinitate, dacă vrei să... Așa, faptul că s-a grefat pe nevoia omului de dreptate. El când și-a prezentat tezele, le-a prezentat în numele unei lumi mai drepte, mai juste, în care răufăcătorii sunt pedepsiți. A identificat complet greșit răufăcătorii, ce se întâmplă în ele, ce nu știu ce. Dar imaginea arhetipală asta e, cum reparăm? Uite, avem o lume decăzută. Vreți dreptate? Deci comunism. Vreți de toate, deci ca anarhocapitalism. Da. Păi da, Gabi a pus întrebarea nu de mijloace acum, ci de țeluri. De cum abordau ăștia socialiștii? Contradicția era, ce fac ăștia, influențează sau nu influențează? Și pe de o parte avem argumente că nu influențează, că sunt niște conformiști și nu spun nimic interesant. Zis, nu e o contradicție, e vorba de nivelul la care te... Deci aia care chiar influențează. Nivelul la care face analiza. Așa dizolv contradicția. Spunând că, uite, din punct de vedere al, nu știu, ideologiei, ești conformiști. Deci cu tare care are, nu știu câțiva, e social-democrat. Deci nu e...
Pe de altă parte, pot spune că în interiorul paradigmei social-democrate îl influențează, știi? Zice Arafat ceva, el dă mesajul mai departe și da, te influențează. Ah, ok, da. Da, aia care chiar adică mută, specifici orizontul în care... Da, aia care chiar mută nu sunt acești astăzi numiți influențări. Da? Sunt numiți altfel, nu știu, sunt nimiți aia care scritori, mută, aia care chiar nu, mută da, în jurul. Nu au venit cu ceva nou. Și nu să scălăbăie pe TikTok. Care a teoretizat, nu știu să zicem, marxiștii, Adorno, cultural. Când apar prima oară cu ideile astea, pot spune că da, chiar au... Chiar au modificat o... Au venit cu o nouă formă de socialism. Adică sunt creatori. În timp ce azi, dacă ești în America și ai un influencer cu, nu știu, milioanele astea și zice leftisme, el nu-i influențează, că America jumătate e deja leftism. Vedem dacă reușește Gabi să zică... Dar nu-i face pe alții leftiști? Am vrut doar să... Pe alții leftiști? Pe ăia tineri și îi influențează pe creier. Da, dar ăia oricum sunt în interiorul acestei ferestre, știi? Deci el în ce sens? Ha, ce? Parcă e ca paradoxul cu Zenon. Nu e influencer în sensul că el e influențat. El prea leftism. Da. Leftism nu există pe piață, nu l-a creat el. L-a creat fără de la Frankfurt sau alții. Dar influențează în sensul că acei puștani sau nu știu ce preiau și are sens să zici că influențează. Da. E un, mai mult un susținător, așa. Da, dar influențează. Poți spune că influențează. Adică influențează niște oameni care se uită la el. Da. Dar nu e dacă te uiți la schimbarea sistemului și ce au ei în cap? Nu, nu e nicio. Da, depinde încotro se duce influența aia. Că e, tu poți să zici, influențează. Nu, ok, da. Dar încotro... Uite, când, el când zice rezist, are dreptate că rezistă sau nu are dreptate? Nu știu cât rezistă. Cine? Păi pot spune... Cine? Tinerii rezistă, zicem, din America. Rezistența. Pot spune că într-un fel sunt rezistența, că asta e mainstream, știi? Adică îi conservă puterea statului, știi? Nu, dar este așa. Dacă ai în fereastra de perspectivă. Dacă ai în fereastra Overton, domne, noi păi facem ce spune statul și după aia am problema vaccinului. Vine un influencer și spune, bă, trebuie să ne vaccinăm și să purtăm mască, pentru așa a spus statul. Deci, făcând legătura cu ceea ce pricepe lumea, aducând-o spre vaccin și mască, deci, i-ai influențat sau doar le-ai concretizat? Unde... Ok, noi avem o chestie vagă, ascultăm ce spuneți, dar în problema asta specifică, ce facem? Influencerul le concretizează. Dom'le, asta este. Ok, hai că la el la revoluție. La aia revoluție, da. A influențat, dar și el influențat. Asta te... Da. Te zbiri. Ce puteți să spun despre revoluție? Suntem de acord cu revoluția... Pentru o societate anarhocapitalistă? Dacă nu aveam revoluția. Nu. Dacă nu aveam revoluția română. The short answer is no. The short answer is no, dar dacă nu mai supor și nu mai supor tirania statului, nu este drept și just să pui mâna pe arme și să te lupți cu ei? E, dar nu e prudent. Unul poate fi și prudent, dacă nici dar... Depinde ce înseamnă să te lupți cu ei, vezi? Să zicem, te lupți ca să îi elimini și să pui alții în loc? Ei, vezi, păi ok, exact. Stai, că deja discutăm de chestii. Nici el nu prea precizează. Deși, hai să zicem că poți spune. Păi nu, ideea este că acea când te lupți cu statul, eu nu termin până de seara la 12, știi? Dar durează așa câteva zile, luni bune. Și o să ai nevoie de mai mulți oameni în această luptă titanică. Da, asta e problema. Și problema e, da, asta e problema, da. Dacă ceilalți, tu, ok, tu te luți pentru o societate anarhocapitalistă, ceilalți zic, uite, pe ăsta s-a apucat, e așa, ia să îl cooptăm, să zicem, să mă instaurez eu acolo, într-o lume mai bună. Pentru că eu știu să minimizez statul. Da? Vine... un conservator bine intenționat care zice, domne, doar armată, dreptate și justiție și poliție. Istoric, ce zice? Ce ne zice și Friedman? Istoric, ăia care au luat parte la revoluții, de cele mai multe ori au ajuns morți, ba chiar de mâna camarazilor. La unii le-au câștigat, cel Lenin a luat parte și Stalin. Lenin a luat. La Trotsky? Da, da, contraexemplu, ăsta e contraexemplul la el, că uite, unii care au condus revoluțiile au mai și câștigat. Da, unii da. Revoluția americană.
Parcă și în Revoluția franceză, parcă s-au omorât între ei pe acolo. Uite, nu, două, nu trei, face, nu până face, la Napoleon a fost vreo două, nu face trei. Distinția asta între folosire agresivă, știi, și folosire defensivă. Da, plus că... Poți folosi și defensiv. Bine, te gândești că statul fiind agresiv prin natura lui. Dar chiar și așa poți avea o revoluție comunistă în care mătrășești pe iaburi. Ar fi agresivă, nu? Cred că ai putea agresiv. Să zici, de exemplu, în Iran, că a fost o revoluție... Defensivă. Nu, până anii 70, când au devenit ei, iar statul a devenit foarte agresiv. Islamic. Așa, nu? Revoluția erau... islamistă, așa. Ei erau pe o cale vestică. Democrație liberală. S-a întâmplat revoluție? Nu erau într-o democrație. Asta e. Erau tot sub o dictatură. Dar luminată. Mă rog, da. Mai cuva, cu nu, purtau cu aparență blugi, mai erau vestică. Chestii de astea, știi? Da. Bine, dar revoluția de la 89, uite, revoluția de la 89. Ce poți să spui despre asta? Era, domne, chestia prea stăm... complexă să spui că a fost revoluție. Așa. Dar era mai bine să nu fi a fost participat. Defensivă. Ce? Era mai bine să nu fi participat la ea, să zicem că ești pus în situația asta. Ai Ceaușescu 2 acum la ora actuală. Mm. Apare o chestie similară revoluției de la 89. Așa. Tu ești anarhocapitalist ca formație și zici să particip sau să nu particip la revoluția asta? Depinde de... Nu de zice la nivel personal, știi? Dacă, da, la nivel personal. Dacă te deci afectează la nivel personal. Adică tu ca anarhocapitalist, ideea, problema e așa. Schimbi sistemul sau schimbi conducătorii? Printr-o revoluție, sistemul, depinzând cât de abstract vorbim, nu prea se schimbă. S-a schimbat aici, eu zic să... Nu, depinzând cât de abstract vorbim, da? Au existat, după orice revoluție, au existat conducători. Nu, n-a fost nicio revoluție care a desființat statul. Da? Și votul. Și da, dacă te gândești la gradul de... Și impozitele. De dacă faci distinția între revoluție și reformă, revoluția fiind schimbare mare, așa. Un grad mai mare de schimbare, ai avut, de la comunism la social-democrație, eu zic că e suficient ca să numești revoluție. Dar eu nu vorbesc de asta. Dacă vorbesc, e mai bine sau eu mai vorbesc bine. Că revoluție când o ai... Depinzând de nivelul de abstractizare la care te uiți, nu s-a schimbat nimic. Și când o ai. Nu s-a schimbat. În România. Depinzând de nivelul de abstractizare la care te uiți, nu s-a schimbat. Faptul, da, faptul e o chestie perfectă, normal. Hai să luăm România. Faptul că și în România, da, eșalonul 1 a făcut un pas în spate, unii au făcut un pas în mormânt, eșalonul 2 de la aceiași comuniști a venit la putere. Prin următorii 3-4 ani, în România a fost socialist cu față umană. Da, dar tot aceeași, principii economice, nu s-a schimbat nimic, principii, da, okay, și după aia a dat faliment. Aveai socialism cu față inumană. Acum e socialism cu față europeană. Da, acum aveai socialism mai cu față europeană. Mai e o chestie care, uite, căutam aici, se pare că e un citat din Paulo Freire. Căutam sursa, cu toții știm citatul ăsta, cei oprimați devin, la rândul lor, opresori. De obicei, revoluția are grijă de această transformare. Da. Asta e și o realitate psihologică, din păcate, cu și exact. Nu e doar o chestie empirică, știi, o chestie că ce chestie, uite, s-a întâmplat acolo, s-a întâmplat acolo. Nu. E natura umană. Poți avea anarhocapitalism. Revoluția anarhocapitalistă. Dispărând statul. Păi, argumentul... Iar ea nu mai sunt opresori. Argumentul fix ăsta e... Fac doar ce este drept. Argumentul fix ăsta e că nu vei avea anarhocapitalism prin revoluție, ci doar prin răspândirea acceptării ideii în masă și... Invers, păi nu, să demitizarea statului. Să zicem că da, el e demitizat, dar... Să zicem, statul social-democrat, oia razna, știi, devine mai... Sau vor să scape de el, pur și simplu. Masele sunt deja, să zicem, 70% sunt anarhocapitaliști. Așa. Adică ai bifat partea culturală și acum întrebarea e ce facem? Nu mai trebuie să faci nimic. Nu mai trebuie să faci nimic, am mai avut discuția asta. Nu se întâmplă nimic. Păi dacă ea nu vor, armata, poliția fac... Cine? Scandal. Aia care sunt... Dar nu le mai dai bani. Le întorci spatele, îți vezi de treabă, uite așa. Te împușcă, fac, vin într-un oraș. Talk to the hand. Păi da, atunci te aperi. Atunci te aperi, de aia nu e revoluție. Aia nu e revoluție.
Revoluția e atunci când tu pornești bătaia, tu te duci peste ei. Păi nu, dacă folosești, uite, apropo de abstract, dacă folosești răsturnare violentă, știi, a puterii. Păi asta spun, tu nu răsturnești violența. Ah, vezi că el nu răsturnești. Nu folosești violența, te aperi. Păi și în apărare nu folosești violența. Dar nu răsturnești nimic. Ei se răsturnă singuri ca proștii că vin să nu te lase în pace. Deci tu stai, îți vezi de treaba ta, conduci vehiculul tău motorizat, da, și ei vin să te deranjeze și tu nu, eu zic că e revoluție. Nu îi lași. E revoluție că folosești violența. Dar n-ai capacitatea, să zicem acum, dacă ar veni cineva. Astăzi n-ai capacitatea și urmează. Să înțeleagă oamenii că trebuie să aibă capacitatea. Dar scenariul ăsta în care ăia nu renunță, deși nu mai au supunerea populară, nu mai au. Da, nu. Și să zicem că ai și șansă credibilă să îi... Uite, el aici zice în capitolul inclusiv cu rezistență sau revoluție pașnică. Nu e de acord, Friedman. El zice că, zice că revoluția, că nu revoluția pașnică, este vorba de civil disobedience, care e altceva decât revoluția. Civil disobedience e într-un fel ce am zis eu. Oamenii nu, eu mă gândesc la civil disobedience la Gandhi. Da, nu se supun. Da, dar el nu, ce folosește el? Gandhi n-a avut civil disobedience. Da. Le-a zis. I-a pus pe ea, bă, stați aici, nu mai munciți, mai scoateți sara aia de acolo, puneți-vă jos și stați și uitați-vă la lume. Da, le-au fost românezi. Deci așa era, asta era în India. Mecanismul lui de, pe care îl sugera de luptă cu opresorii. De aia n-a fost război, vezi. Păi cred că și Revoluția Română a fost civil disobedience. Nu? A fost și asta sau? A fost la început asta, dar după aia a fost violența, și chirelă. Tind să cred că și manifestanții au folosit prin țară, prin asta. Dar nu. Probabil că el se referă la Revoluția Pașnică, Civil Disobedience, nu? Tot la o chestie care urmează să aibă ca să înlocuiască stăpânitorii cu alți stăpânitorii, știi? Nu schimbare de sistem complet. Mm-hmm. În Revoluția din Germania Democrată a fost civil disobedience. Nu. Ce făceau? S-au plimbat în jurul unei biserici, s-au adunat mai mulți oameni, ăștia le-au zis mai plecați, ei n-au plecat. Mă rog, nu s-au supus. Basically. A, și aici zice, domne, inclusiv tulburările astea pașnice întăresc și întărâtă tirania, de obicei, uitându-ne în istorie. Da, asta e argumentul pe care îl are el împotriva și zice că, da, mie mi se pare aici că el spune niște, să spun, nu-și apără punctul de vedere corect. Zice așa, că argumentul pentru care unii libertarieni susțin civil disorder, da, civil disobedience, este că ăsta și educă, scoate în fața populației că se poate. Mm-hmm. Și educă. Nu, ideea, arată pune, fața adevărată a guvernului și a tiraniei. Nu. Pe de o parte că pune pe tapet chestia asta și pe de altă parte, da, declanșează mecanismul ăsta de feedback prin represiv, care guvernul devine mai represiv și tinde să, și atunci și să devină mai autoritarian și atunci populația începe să-l vadă ca fiind. Și el spune, păi nu, că uite, că experimentally, zice, adevărul acestui argument că revoluția asta pașnică tinde la represiune și represiunea împinge la libertate, este demonstrată de comunitățile anarhiste care sunt de succes, care ocupă teritoriile ce erau stăpânite de guvernele Rusiei, Chinei și Reichului German. Dar nu găsești de asta care să confirme și asta? În care atâți pe ea devine agresiv și populația se... Păi nu știu, uite, eu aș zice că la un moment dat... La Revoluția Rusă a fost chiar și el, când a scris cartea asta, da, URSS-ul nu picase încă și părea pe cai mari. Când a scris a doua ediție, URSS-ul nu picase încă și părea pe cai mari. Când a scris a treia ediție, a schimbat... probabil s-a pus URSS în loc de Rusia. Sau nu, de fapt că el a spus Rusia oricum și în a doua ediție. Dar ideea e că
ceva s-a petrecut acolo. Dar aici inițiezi, că am uitat, inițiezi tu violența, o inițiezi, nu? Până la urmă, da. Până la urmă tot inițiezi revoluția. Inițiez. Adică ce s-a întâmplat în Rusia, tot a fost revoluție, știi? Deci și în România e mai acut de astea, nu s-a spart geamul. Da. Dar nu, nu a dus, într-adevăr, punctul pe care îl păstrează, însă, argumentul pe care îl păstrează, e că toate mișcările astea nu au dus la anarhocapitalism. Da. Că asta, nu, asta vorbim e de, nu, vorbim de eficiența, nu. Ce și-au propus oamenii, au dat jos. Au mărit gradul de libertate al individului din societatea respectivă. Da. Dacă au, e suficient asta, lasă. Pentru unii a fost suficient. Adică e valid scenariul ăsta în care ia țâți. E mai mult decât ți-ați sare că folosești violența, știi? Adică arunci cu un cocktail molotov, știi? Nu știu dacă e corect să faci, să agregi toți factorii care iau parte în viața unui om. Se zice, a crescut libertatea. Ce faci? Faci un index, așa? Adică dacă înainte n-aveai voie să... N-aveai free speech, acum ai free speech. Da. Dar ești mai liber. Înainte n-aveai impozite. Acum ai impozite. Aveai. Mă rog. Depinde de cât de nu puteai să pleci în Franța, acum pleci. Poți să pleci. Depinde de cât de înainte te duci. Dar numai când vine vacanța. Uite, în comunism nu puteam să facem asta, știi? Nu. Da, da. Sunt progrese. Sunt, dar voiam să zic că mi se pare că libertatea e mai... Ok, poți să faci un spectru, dar și poți să zici, se apropie de libertate, dar libertatea e... Ok, de-aia face toate emisiunile. Adică nu avem o definiție acum acolo. Dar libertatea e un nivel spre care tinzi. E așa ca un fel de sănătate perfectă. Măcar că de-aia mă mai mir când zice lumea, voi cu poveștile voastre sunteți utopii. Deci ok, preferințele tale sunt să nu fii liber. Ok, dar dacă vorbim despre... Poate vrea gradualist. Da, exact. Vreau anarhocapitalist, dar... Dacă vrei să fii sănătos, trebuie să știi cam încotro te duci. Și aici, dacă vrei să fii liber, te duci cam încolo. Nu, dar altă problemă a revoluției armate este că la un moment dat trebuie să faci, fiind mai mult, trebuie să faci niște... Ierarhii. Compromisuri. Nu, trebuie să faci compromisuri. De obicei, spune Friedman, cel care are mai puține scrupule câștigă. Uh-huh. Să zicem, domne, hai să nu murim atât de mulți oameni sau mai sunt câțiva din vechiul regim care vor să ne alăture să fie mai pașnic. Eu îmi imaginez diverse scenarii și care... Și vă participă alta, da. Da. Hai să nu mor. Ceea care își mai perfizi, o să-și atingă mai repede scopul și o să pară că-s mai de succes, nu? Și... Da. Hai să ne uităm la problema asta din punct de vedere economic. Că tot poate să încercăm să facem ceva cum ar gândi eu Friedman. Revoluția ce înseamnă? Da, înseamnă că ai arma pe masă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ai un multiplicator de forță la îndemână. Pentru ce ai nevoie un multiplicator de forță? Ai nevoie ca să îți impui părerea asupra altora. Da? De ce ai nevoie să îți impui părerea asupra altora? Pentru că cel mai probabil ceilalți, alții, nu-s de aceeași părere cu tine. Nu vor chestia asta. Ce-am vorbit noi acum două episoade? Care e cel mai bun agregator al voinței unei populații? Piața. Yeah. Respectă revoluția, mecanismul de funcționare al pieței? Al pieții? No. Din contră. Îl poate. Îl încalcă. Cum îl poate respecta? Dacă folosești defensiv și dacă nu lași structură statală după... Ți-am zis, aia eu nu o consider revoluție. Nu în felul în care o descrie el aici. Vali zice că o revoluție nu... Revoluția e aia în care un schimb te voluntar. Duci tu nu un schimb voluntar, și astăzi. Dai jos guvernul. Nu e un schimb voluntar. Da, așa nu ar fi. Da. Doar schimbi cadrele. Da. Chiar și aia poate lăsa utilitaristul lumea mai liberă, să zicem. Da, dar întrebarea mea era respectă modul de funcționare a pieței, a zice n-ai. Că nu. Și asta, n-ai. Spargerea unui geam, uite, dacă te gândești. Da, creează slujbe. Pe termen scurt. Nu, dar ar fi dacă spargi geamul ăla la
guvern libertarian ar fi o agresiune? N-ar fi, nu? Depinde al cui geamul. E al guvernului. Nu e proprietar. Guvernul nu e proprietar legitim. Păi asta, este al unor, să zicem, proprietari, adică guvernul a furat de la cineva, uh-huh. Da? Deci geamul ăla este al celor de la care a furat. A fost furat. Da. Da, dar deocamdată nu are proprietar. Are un proprietar nelegitim. Da, numai da. Că aici avem noi o distinție în. Dar nu te poți nu te poți erija tu în proprietar. Da. Asta vreau să zic și eu, că noi zicem nu e proprietar legitim și în alte situații vorbim de lucruri care sunt în stare de natură, dar ele nu sunt același lucru. Nu sunt, da. Îți vine să asta e contribuția lui Hoppe. E contribuția lui Hoppe că nu sunt drumurile, nu sunt great minds. Da, dacă folosești așa să conservi statul, da, e agresiv. Mm-hmm. Inclusiv asta, spre democrație around the world. E agresivă, pentru că le lași un stat acolo, chiar dacă le-ai lăsat un stat minimal. Ok. Stai că erau trei. Erau trei, am zis care era. Păi da, l-am zis eu pe al treilea. Ăsta era. Nu era asta. Păi da, ăsta era al treilea. Cu. Să întreb la următorul. Ăsta era al treilea cu. Deci, primul era argumentul că primul era scenariul așa, în care interes. Al treilea e că ești din afara sistemului, că se poate și asta. Se poate că și tu trebuie să vii. Deci primul era că e atât și că e o prostie, că uitați-vă la anarhiști, că sunt morți și nu știu ce. Uh-huh. Al doilea era că nu faci nimic, că doar păstrezi cadrele, structura rămâne la fel, vin alții și că mă rog, se termină rău, cam asta era ideea, nu? Te parazitează alții sau și care? Al treilea era că nu poți să faci că pentru care ai nevoie de al treilea argument pentru care ai nevoie de o revoluție era că nu poți să faci schimbări din interiorul sistemului și trebuie să ieși din afara sistemului. Da, și aici el discută de sistem și zice că avem clasa conducătoare, motiv pentru care trece la capitolul următor în care discută despre clasa conducătoare. Da, e de fapt discută al treilea argument. Uh-huh. Deci pot face. Cum ați vorbit voi acum câteva minute legate de modul în care se pot extinde și la ce echilibru ajunge clasa stăpânitoare într-o societate, mi s-a părut că el abordează chestia asta ca prin prisma legii cererii și ofertei. Există un anumit preț pe care societatea, să zicem, îl poate suporta, un cost al clasei stăpânitoare. Atunci când, să zicem, 2-3 care stăpânesc întreaga societate, costul societății, costul impus societății, costul impus societății, să zicem că încă este mic, nu s-a ajuns la costul maxim pe care îl poate suporta. Însă banii pe care sau beneficiile pe care cei 2-3 le primesc sunt suficiente. Dar pe această piață vin și alții, da? Eșalonul 1-2, birocrați, diverse alte persoane care se înfiripează în acest aparat până când se ajunge la un echilibru de cost suportat de populație și inclusiv diminuarea beneficiilor pentru numărul de indivizi în clasa stăpânitoare. E mai degrabă invers, Gabi, mai degrabă politicienii sunt musafiri. Mai degrabă ei sunt și alții. Știi? Birocrația e statul. Ești băga în aceeași oală. Ideea este că de la un număr încolo, nici pentru clasa stăpânitoare nu mai este profitabil, poate să mărească costul asupra societății și să-și mărească numărul de membri în interiorul clasei stăpânitoare. Dar de ce? Și costuri sau ce? De costă... Păi există, să zicem, cost de ce nu 3, din România mai mult de 3 miliarde nu poți să furi de la cetățenii ăștia, să zicem. Încep să vină în clasa ta de hoți, hai să mai vin și eu, și împărțim acești 3 miliarde. La un moment dat... A, și cost... Beneficiile... Dacă vrei să te gândești la ceva care să fie ușor de vizualizat, vizualizează curba Laffer. Ai o activitate prădătoare asupra unei colectivități productive. Da? Da. Cu cât crești prada, la un moment dat îți scade
ce faci, ce rezultate scoți din ea. Da, mă gândesc la costul tău, că tu ca parlamentar ai costuri, știi, vezi că știi alege, nu știu, ca să fii birocrat, iar ai costuri, faci masterat, trebuie să cunoști pentru, dar sunt costuri, știi, le compari. De la un punct încolo, dacă ne facem toți birocrați, nu mai e. De la cine mai extragi, știi? Mă, de la cine mai extragi? Deodată le împarți cu așa de mulți. Nu, dar ai și tu ai că beneficii dacă, mai mici, nu? Da, de exemplu, dacă ar fi parlamentul din 50.000 de parlamentari sau ANAF ar avea 2 milioane de angajați, el doar ANAF. Cât salarii poți să dai? O să fie salariu de... Încă nu. Nu are? 70 de... Cred că încă are deja. Nu. Are 1.200.000 sunt toți bugetarii. A, mai e loc. Da. Ei, vreau să zic, în momentul când ajungi la cifre de tipul ăsta, înseamnă că salariul unui angajat la... Scade. Scade. O să fie 40 de lei, 50 de lei. Argumentul ăsta... Nu mai are... Mai e profitabil să te duci să te angajezi la ANAF. Argumentul ăsta e exact ca susținerea pensionarilor de către cei din câmpul muncii. Din câmpul muncii. Cu cât crește numărul de pensionari, scade pensia. Scade pensia, da. Da, n-ai necumar. Și la birocrație ăștia la fel. Și scade anii de pensie. Cresc. Cresc vârsta pensiei. Anii de încasare. Da. Asta e punctul. Eu n-am înțeles. Eu așa. Uite care ați înțeles argumentul ăsta cu avioanele. No, ăla nu l-am... Păi nimeni nu cred că l-a... Stai așa. Nu no. E foarte... CAB aici. CAB ăla. Zi, ia zi-l tu, Vale. Trebuie să mi-l aduc aminte. Știi ce e funny? Când l-am citit, te-am auzit. Zic să vezi că o să discutăm despre ăsta. Nu e clar și cred că e și greșit. Nu e deloc greșit și e foarte clar. Au de câștigat. Deci? Compania are de câștigat. Iar dacă pierd 2-3 clienți bogați din reglementările alea, sau chiar dacă pierde toată masa de avioniști, păi au de câștigat. Gândește-te la firmele de țigări. Stați-n. Cine era CAB-ul asta? Asta de reglementare. Păi nu FAA. Asociația de... Nu. Asociația de... Avioane? De companie de avioane? Nu. Agenția de la stat de reglementare în treburile aviatice. Ok. Da, așa mi-și obiectiv. Deci era agenția de reglementare, da? Ceva. Da. Ok, bun. Deci da, ce oricât ar fi costul, deci era, o băgăm $800.000, să reglementăm, să facem, să nu știu ce, și scoatem un minim, era o chestie de scală. Profit. 200.000 care... Și scoatem venituri de 1 milion. Facem diferența 200.000 și atunci e ok. Iar dacă costul de reglementare este foarte mare. Da, compania de avioane profită de chestia asta, de niște reglementări dure. Da. Eu așa am citit. Deci pot spune că legătura... iar pierde, să zicem, că e taxată, nu știu ce, că... Nu, pierde și ea prin reglementare, știi? Dar e chestia aia că e omoră pe aia mici. Ar pierde și mai mult fără reglementare. Dar nu zice de aia mici aici, nu știu de ce nu se leagă de aia mici, că asta ar fi fost... Pentru că nu e ca de la socotan. Deci pentru că trebuie să piardă compania. Ori noi ce zicem e că nu pierde compania. E închide piața. E închide concurența, e elimină concurența. Și acceptă... Nu, nici el n-a scris clar, știi? El se mira, păi stai puțin, cum... De ce nu există rally în clas? De ce nu există? Ruling class. Da, de ce? Stăpânitori. Zice că sunt tot timpul aceiași cu și cei care sunt conduși. Ceva de genul, un mixaj din ăsta. Iar, da, e argumentul împotriva, cum îi spune, împotriva planificatorului central ăsta. Deci el zice așa, că CAB-ul ăsta a dat reglementări, da? A dat reglementările astea, reglementările astea au impus costuri asupra tuturor companiilor aeriene? Nu, asupra tuturor pasagerilor companiilor aeriene de 2 miliarde de dolari pe an. Costurile, un preț minimal sau ce? Costurile, deci le-a crescut prețul la bilete,
da? Prin niște nu reglemente. Poți, preț minimal, nu prin, poți plătești mai puțin de 5 euro. Nu, că reglementările erau asta, altfel, dar mă rog. Ok. Le-a pus niște reglementări, trebuie neapărat să faceți cu tare. Ah, da, mi se pare, deci... mi se pare că are dreptate, Costel ține bine minte, a impus un cost, au zis că... Un preț minim. Au impus un preț minim. N-ai voie mai jos. Da. Ah, ok, great. Ok, bun. Și și-ar pierde așa, chiar, pierde da, sărăcimea el, care... El spune așa, că pe an, liniile aeriene, din banii ăștia, nu au beneficiat, le-a rămas doar jumătate de miliard, doar 500 de milioane. Le-au rămas doar 500 de milioane păi, de pentru ce? Că restul au fost și costuri în plus față de ei, deși lor le-au crescut costurile. Nu le-au crescut că de compliance, de nu știu ce, de faptul că au trebuit să meargă cu avioanele alea goale, au ars combustibil în plus. Mai ții minte discuțiile de atât, da? Deci din banii ăștia nu și-au păstrat 2 miliarde. Deci 2 miliarde au plătit în plus că ăștia care merg cu avionul, da? Avionarii în sine au păstrat doar o parte din ei. Da? Restul s-a dus. Nu le zic sau... că și dacă pierdeau și că dacă pierdeau puțin sau pierdeau mult, așa. Tot ei și-au câștigați dacă eliminau pe ăștia mici. Da, numai că tot nu era asta punctul aici. Nu cred. Păi, da. Dacă pierdeau, pentru că poți să pierzi tot. Mai bine pierg, da, pierd mai într-un puțin. An 1000 de dolari. Asta gata, mi se pare știu, că n-are știu dreptate. Argumentul la care îl faci. Din reglementări. L-am făcut eu mai de mult. Câștigul din reglementări. Înțeleg ce zici. Dar deci nu câștigi să pierzi. Câștigi. Câștigi. Pierzi mai puțin. Câștigi comparativ. Așa. Zic, dacă total trag linie și pierd niște bani. Pierzi mai puțin. Dacă prezici că tu poți să pierzi tot dacă vin 10 bluie. Da, vin companiile mici și canibalizează cu tot piața, poți dai faliment. Da. În timp ce așa pierzi 3 milioane, dar e ok, că ești băiat în continuare. Da. Da, din punctul ăsta de vedere ai dreptate. Dacă asta e gaura pe care, da, pe care ai găsit-o în exemplu, da, aici ai dreptate. El nu face analiza asta. Ei sunt rani clas. El zice la mișto, păi ăștia pierd bani, cum sunt rani clas? Păi de-aia sunt, chiar dacă pierd, câștigi. Asta e ideea. Corect. E un argument banal ăsta al reglementării, deci nu e... Bine, el îți răspunde la... Îți răspunde la ăsta. E, și într-un fel nu îți răspunde. Nu da. Răspunde. Mă să spun că el îți răspunde că zice așa, chiar dacă ai avea dreptate cu ce spui tu, că ei au băgat banii ăștia ca să-și păstreze joburile, el, da? Piața în cazul respectiv... E doar o problemă tranzițională, pentru că nu vor avea interesul să păstreze și slujbele succesorilor. Și într-adevăr a fost o părere tranzițională, că s-a dereglementat. A fost o problemă tranzițională. După vreme s-a dereglementat piața. Și s-a întâmplat ce ai spus tu în sensul, mă rog, nu s-a întâmplat chiar. Nu de tot. N-au murit toate, n-au murit toți jucătorii mari. Unii au reușit să se salveze prin consolidare, dar mare parte dintre ei au dispărut. De adevăr, de pe piața. Din aia mari. Din aia mari, adică da. Le-a folosit. Da. Le-a folosit. Da. Eu aici mă gândeam la politicieni, nu mă gândeam la avioane. La asta cu... Și-au... Asta era deși problema. Intră și ăia, pentru că și ăia sunt deep state. Companiile subvenționate... Profitoare, să zicem. Eu mă gândeam la ăsta care a fost birocrat, știi? Și a creat nișele de nu știu ce și el clar pierde și el zice nu, că... Da, uite, eu aici l-aș contrazice pe el puțin. Deci așa... dacă la avioane a mers situația, a apărut să se manifeste azi, așa cum spui tu, în sensul de anti, că zice că el spune că răspunsul din chestia asta zice că ok, asta înseamnă că birocrația o să dureze, că abolirea birocrației o să dureze mai mult de o generație. Vise de noapte. Da, asta vise zice că e. Există așteptări. Pentru că nu, pentru că și asupra birocraților funcționează principiul pe care Hoppe îl explică atunci când vorbește de familii regale. Da? Au ajuns birocrații să-i comparăm cu familiile legale. Dar uite, pe și la ei. Băi, dacă eu sunt birocrat și merge bine, nu știu, păi îl învăț și pe fiul să se ducă acolo. Și în clipa în care îl înveți pe fiul să se ducă acolo, nu mai ești investit doar în păstrarea propriului job. Nu, ești investit și pe și viitor. Argumentul lui e, ok, o preferință de timp, short time preference,
n-o să facem acum, dacă următorii îi scoatem. Dar nu. Și sunt deja instituții întregi, la fel și în politică. Se perpetuează. Sunt familii întregi, da? Care intră în politică, pe care bagă și pe fiul, după care, ok, unii n-au același succes. Da. Eu mă gândeam mai mult la argumentul ăsta că există așteptări, știi? Chiar dacă nu ți-ai trimite nepoții și nu știu ce, ăia din afară care privesc, hai să zicem că birocratul zice, eu când ies la pensie nu mai am. S-a terminat, s-a încheiat jocul. Ăia din afară privesc cu interes structurile astea de, în care ies bani, știi? Se gândesc. Bine, ce adică, aș da... Lăcomia zicea, sau al nu ține de avere. Lăcomia e o stare, zice că ea de la rapidă, știi? Poți să fii sărac și să fii lacom, știi? Mm-hmm. Să ai tendința asta. Deci agenția de reglementare lacom, în domeniul mâncării ideea e susținută în viață și... La se uită omul din afară, știi? De companiile de pe piață? Nu, la birocrați, la afaceri cu statul, la... Deci oamenii care n-au aceste chestii se uită la ele. Și zic, n-ar fi bine să meargă în continuare. Eu mă gândesc să nu și noi acolo sau... Da, da. Da. Adică da. Se perpetuează, știi? Da, știi, dar unde i-aș da, dreptate lui Friedman e că totuși a picat pe un punct, chiar dacă argumentul lui nu trece 100%, totuși a picat pe o intuiție corectă și a zice că e bine să o subliniem pentru că vezi poziția opusă foarte populară în, să zicem, subteranele internetului pe care le mai frecventăm. Domne, clasa conducătoare, deep state-ul cum ar veni, e cumva, e imovabilă, dinastică, își asigură tot și tot de fapt... Cred că argumentul lui Friedman e că nu e așa, nu e atât de dinastică, nu e atât de perenă, nu e atât de... Să mai schimbă și ca structură, să mai schimbă și ca... Zice el la un moment dat că explicația pe care o dă este asta, că e mai rezonabil să presupui că nu există o clasă conducătoare de aleși care controlează lumea masonic, cabalistic și nu știu ce, ci că suntem conduși mai degrabă de o multitudine, de o, miriadă de bande care se luptă pentru putere, mereu angajate în a fura de la unul de la altul și de a ne sărăci pe toți. Alea fac parte azi din clasa conducătoare. Păi da. Chiar dacă sunt descentralizate. Ele mențin, prin lupta asta, ele mențin de fapt tot sistemul. Interzică da. Fumatul, să zicem, și dă subvenții pentru tutun. Oh, păi e statul așa de schizofrenie. Nu, sunt interese diferite. Da, numai că diferența semnificativă este că în interiorul acestei clase funcționează aceeași dinamicitate de concurență care funcționează și pe piață, mai degrabă decât una de cooperare și iubire și dragoste și un plan centralizat, știi, venit de sus. Adică nu cântă toți în armonie că așa le-a dat cineva partitura și așa. E nu, și reiese cred mai degrabă, și reiese. Ar fi drăguț dacă doar a reieșit, dar se pare că mai sunt și mecanisme de coordonare între ei. Lasă-i sunt, altfel n-ar avea... Ce, glab, nu se coordonează? Aici coordonare și competiție. Penetrează cabinetul. Care intră, care e numărul 3 lângă Jvav, știi? Care competiție? Nu știu, uite, cooperare, știi? Eu am văzut că Greta a zis rele de Jvav, așa că... Tind să cred că cineva ori nu și-a luat pastile, ori a scăpat de sub control. Nu, sunt chestii de, cum se numește aia, când nu te... E opoziție, control opoziție. Nu, când dai în prosteală, știi, când te răsfeți, știi, un răsfăț, știi, globaliști, știi, știu că au puterea așa și prosteală așa se joacă. Da, n-ai văzut și în, cum se chema, Dealul sau piesa aia de teatru cu Hamza Belea? Comara din Deal. Comara din Deal, da. Când în cadrul aparatului de stat comunist aveam lupte da. Puternice între... Unii vreau să facă fabrică pe dealul ăla și unii vrea el pom. Era patriot, naționaliștii da. Erau, nu știu, eu vreau să dau țării mâncare, porumb sau ce avea grâu și el altul vrea, nu, vrem fabric. Să modernizăm statul da. Era o luptă din asta.
cu bine, cu intervenții, Chile era de acord cu modernizarea, nu vrea să pună pe dealul ăla, unde erau nu știu ce chestii antice. Vrea să facă în altă parte unde nu se făcea porumb. Înțelegi? O rea de la partid, planificatorul centralizat îi trimisese pe deal acolo. Da. Asta era cearta. Da, sunt interese, dar totuși au părți comune, știi? Adică ambii sunt agresivi, știi? Și ăla care dă subvenția și ăla care vrea interzicerea fumatului, să le pune accize. Uite, gândește la acum un exemplu, o agenția de mediu a amendat nu știu ce primărie că a dat foc la gunoi pe nu știu pe ce coclauri. Adică, cine o să plătească? Cine o să plătească? Primărie, primăria de la, duce la guvern, unde n-am bani să plătesc. Mi-ați dat buget, dați-mi mai bani să plătești amenda. Uite, Vali, ce vreau să zic, la clasa conducătoare exact. Nu e vorba despre familie, știi? Adică teza elitistă nu e Clinton vor fi forever sau... Clasa conducătoare... They came down close. Nu se referă la o familie, știi? Da. Se referă la structură. Da. Structura oligarhică aia rămâne, știi? Da, da, atunci când lumea zice de clasa conducătoare, are reprezentat familia. În cap familie, știi? Tot auzi, vine, bă, Rockefellerii, Soroșii... Păi da, dar parțial e adevărat. Parțial, dar Rockefellerii n-au, nu mai au nicio treabă, știi, asta, apropo, e talking point, cum zic, de psyop de multă vreme. Rockefellerii nu mai au nicio, domnic, Luca a făcut, știi, și a fost guvern, da, așa, și astăzi, păi e la World Economic Bank sau la nu știu ce... Da, și ce face pe acolo? Deschide ușa, ocupă un birou, simbolic, ține un scaun cald, ce face? Știi? Nu cred că e simbolic, globaliștii. Partea de conducere unde e? E la globaliștii de altă dată, știi? Și Fisu? Deci păi Fisu știm noi că, n-are. Păi, ok. Bun. Deci le-a ieșit. Deci le-a ieșit aranjamentul să creadă lumea că n-au un ok. Nu, de ce s-ar fi argumentul Andy Friedman că o seră... E ca și la loterie, știi că există câștigul și joci tu, te bagi, ai așteptarea asta. La fel și acolo, știi că există acele beneficii, ai așteptarea asta. Și ești preferința de timp, da, el așa a răspuns. Dom'le, dacă ești preferința de timp, se termină, știi că ies ăștia afară. Deci ne punem o clepsidră aici. Da. Uite, vreau să mă leg de chestia, să mai spun un lucru în încheiere. Că de ce... Mai zis Alex acum vreo două emisiuni că noi am vrea ca toți să învețe economie. Și unul dintre motivele pentru care am vrea să învețe toți economie este că economia e un proxy foarte bun pentru studiul ființei umane, a înțelege motivațiile și felul în care interacționează, pentru că sau invers, poți e invers. Dacă vrem să vorbim strict doctrinar despre ce e economia, managementul resurselor limitate. Da? Perfect. Ce au oamenii? Au resurse limitate? Da. Ce? În primul rând, e numai unul. Da? În al doilea rând, nu poate să fie în două locuri în același timp. În al treilea rând, moare. Da? În al patrulea rând, o altă chestie care are legătură cu economie, face acțiuni. Da? Răspunde mereu sistemului ăsta. El valorizează, dă valori la preț, de-apar prețurile și tot felul de chestii de genul ăsta. Da? Dacă înțelegi economia, o să înțelegi și cum funcționează mintea umană. În mare parte, pentru de ce? Că vorbim mai devreme, apa curge la vale, da? Ce vrea omul? Vrea maximul de efort, maximul de rezultat, n-adă vezi, cu minimul de efort. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă maximizarea profitului. Gândește omul că el vrea să maximizeze profitul? Nu! Dar ăsta așa face. Trăiește, așa am evoluat să trăim. Așa am învățat să trăim. Da. Costuri psihice, costuri de oportunitate, totul se regăsește în comportamentul uman. Cred că dacă înveți economie, o să te ajute să înțelegi lumea din jur. De ce? Că lumea din jur e făcută de oameni. Bine. Mediul omului e om. Eu cred că și programa ea... Să înveți economie de dacă la... Dacă e plină de formule și asta... Zic.
Deci tu te gândești la economia într-o lecție. Da, corect. Doar că e și calitativă, e și într-o lecție, puține. Oamenii se gândesc că trebuie să umpli 4 table cu formule, știi? Cu integrale, cu nu știu ce, pentru că asta se face la cu marginale, sau... cu... Da. Nu, nu sunt chestiile astea filozofice, care sunt reale de motivație, de nu știu ce, știi? Și asta e baza. După aia, da. După aia înțelegi și ce face formula aia. Nu mai trebuie să o ții minte mecanic. Da. Da, îți dă niște unelte și pentru alte chestii. Uite, studiezi, nu știu, studiezi pe Cezar. Începi să spui probleme, adică te ajută da, de ce am făcut să gândești așa, așa structural. De ce nu s-a dus a doua zi? Păi a trebuit da, să adune. Da. Yes. Spui problema motivației umane. Dom'le, de ce a trecut? Nu știu ce a trecut, știi? Ok. Acestea fiind spuse, mai era ceva? Nu. Acestea fiind spuse, nu mai era nimic. Pentru asta înseamnă că Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție, răbdare, curaj și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. Curaj, găină, că te tai.